dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am alături de mine practic un pat întreg de haine, deci nu vreți să știți ce am aici lângă mine, pentru că toamna asta am cumpărat în disperare piese vestimentare, asta pentru că trec printr-o perioadă de tranziție, îmi doresc o schimbare de stil într-o anume direcție care, culmea, mă va face să cumpăr mai puține haine pe viitor. Dacă vreți să vorbim și despre lucrul ăsta, voi face un video, așa că lăsați-mi, vă rog frumos, în comentarii să știu dacă vreți să vorbim despre chestiunea asta de a cumpăra niște haine, astfel încât pe viitor să nu mai fie nevoie să cumperi tot timpul haine pentru a simți că ai cu ce să te îmbraci. Știi senzația aia, toată lumea o știe, de a deschide dulapul și de a nu ști efectiv cu ce să te îmbraci. Eu am găsit o strategie de a-ți cumpăra haine, astfel încât să nu mai treci niciodată prin chestiunea asta. Bun, și am haine în nebunie, am genți, am și încălțăminte. Ce vreau să vă zic este că nu toate piesele sunt cumpărate din magazine. Piesele pe care le veți găsi în magazine în prezent, vă voi lăsa link-uri, dar sunt multe piese pe care le-am găsit și prin second hand-uri sau outlet-uri. Așa că hai să începem. Și o să începem cu geanta asta în culori de toamnă. Nu aveam nicio geantă maro, așa că am zis că este timpul să achiziționez o geantă maro pentru că se va potrivi foarte, foarte bine în sezonul ăsta. Am fost impresionată de mărimea ei, nu mă așteptam să fie atât de mare. Am luat-o de pe Factcool, o să găsiți linkurile tuturor produselor în descriere. Geanta este extrem de mare, are și un mâner din ăsta pentru a o purta stil poștaș, dar îmi place că are și mâner pentru a o purta simplu, așa. Geanta, v-am zis, este extrem de mare, mi se pare o mărime super mișto. Nu este nici foarte mare, nu este nici foarte mică, este mărimea perfectă pentru necesitățile mele și cred că pentru necesitățile unei femei normale, eu așa cred. Îmi place foarte mult culoarea, este și super în trend acum și nu numai, dar va merge purtată mulți ani de acum încolo. Este un model cât de cât clasic, un touch și modern, așa, îmi plac lanțurile astea, sunt super, super drăguțe. Și acum o să vedeți și pasiunea mea pentru brandul Moschino, care, fără să-mi dau seama, a fost și geanta, bine, Love Moschino mai mult, dar uitați ce am găsit, apropo de Moschino, într-un second hand. Am fost efectiv, efectiv am rămas fără cuvinte când am văzut într-un second hand că am putut să găsesc această piesă, a cărei valoare este undeva la, nu știu, 400-600 de euro, dar eu am luat-o cu 100 de lei. Calitatea este incredibilă, se vede că este originală. I-am dat eu încă o gaură mai aproape pentru că îmi e un pic mare, dar o să pun eu clipuri în timp ce le probez pe toate. Trecem la ceva foarte, foarte drăguț. Am numărat, am efectiv 10 cu asta, 10 berete din astea, toate culorile, efectiv toate culorile, nu știu dacă îmi lipsește vreo, bine, îmi lipsesc nuanțe, dar culori sigur nu îmi lipsesc. Am luat-o recent pe asta din Sinsay, cu 33 de lei sau ceva de genul, am luat-o de pe site, dar culoarea asta chiar îmi lipsea și o să meargă foarte ok cu majoritatea hainelor pe care o să vedeți că mi le-am luat toamna asta și arată foarte chic. Sunt mare fan berete, pentru cei care mă cunosc știu chestia asta, că eu toamna și iarna o să port o tonă de berete în toate combinațiile posibile. Un alt trend pe care l-am îmbrățișat cu toată inima toamna asta sunt loafers și mi-am luat două perechi de loafers, ăștia din Zara și ăștia sunt din Sinsay. Două culori neutre pentru că merg cu absolut orice. Modelele sunt ușor diferite, dar sunt din ăștia chunky, așa cum se poartă toamna aceasta. Și credeți-mă, i-am purtat de am înnebunit până acum deja. Sunt foarte versatil, merg cu absolut orice și vă recomand, dacă vreți toamna asta să fiți așa un pic, să vă simțiți un pic
interesante, să nu evitați să cumpărați loafers, pentru că sunt super în trend. Tot la încălțăminte mi-am cumpărat ceva ce îmi lipsea, și anume o perche de bocanci cu talpă groasă, simpli, negri, ankle boots, cum s-ar zice. Asta pentru că mi se par la fel de versatil și mi se pare că se pot asorta cu absolut orice, așa că i-am luat din CCC pe ăștia, am dat mai știu ceva în jur de 200 de lei, o să vă las link dacă îi mai găsesc. Tot încălțăminte, mai am două perechi de încălțări flats din ăștia, pe care vi-am mai arătat și într-un clip precedent, care îmi plac la nebunie și care la fel merg cu absolut orice. De pe Vivaia i-am cumpărat. Au venit, să știți, foarte repede. Am un model așa, culoarea asta, care este la fel de toamnă. Materialul este foarte mișto, este inovator și are... este făcut din, câte știu eu, din cânepă și poliester reciclat. Ei reciclează bidoane de plastic pentru a face aceste încălțări, ceea ce mi se pare absolut superb. Plus că arată și au o calitate foarte mișto. Mai am o pereche așa, pe ăștia recunosc că nu i-am purtat niciodată, dar va veni și momentul lor, desigur. Am terminat cu încălțămintea și accesoriile, așa că o să trecem la, și anume, pulovere, mai pe românește. Am puloverul ăsta luat dintr-un outlet. Îmi place la nebunie cum arată, este foarte, foarte simplu, foarte călduros, nu mă strânge de gât, ceea ce pentru mine este extrem de important, pentru că nu suport puloverele pe gât. Este din Pull&Bear, cred, l-am luat dintr-un outlet. Este mărimea L, dar nu mă deranjează cu absolut nimic, pentru că oricum el este oversized și chiar îmi place efectul ăsta și mai oversized, ca să zic așa. Mai am aici, tot de pe Factcool, un costum pe care promit să-l recumpăr. O să mai îmi cumpăr și cel puțin încă o nuanță din costumul ăsta de jerseu, așa, pentru că este extrem de versatil, este genul ăla de ținută pe care o tragi repede pe tine ca să faci și să mergi oriunde și care arată extrem de bine, ușor accesorizat, arăți foarte sofisticat fără să faci eforturi foarte mari, așa că m-am îndrăgostit tare, tare de el. Mai am aici încă un pullover, de data asta alb. Nu știu dacă se vede pe cameră, că este o diferență între cel de pe mine și ăsta. Ăsta este alb cu, aici este la gât în V și are adaos de lână. Este din Sinsei, de pe site. O să vă las link și pentru ăsta. Foarte mișto vine și ăsta. Este ușor oversized, dar nu ca ăsta. Un pic mai slim pe brațe, ceea ce îmi place. Nu este așa chiar ca un sac total. Categoria asta aș îndrăzni să încadrez și pantalonii ăștia pe care i-am din Reserved. I-am găsit în magazin, nu știu dacă o să-i mai găsesc, pentru că eu i-am luat la ceva reduceri, probabil din colecțiile trecute. Tot așa un crem care arată foarte, foarte bine și tot în senzația de tricotat o are. Așa că o să meargă foarte, foarte bine acum în sezonul ăsta rece. Mai departe avem obsesia mea de anul acesta, care se numește satinul. Vreau să zic că nu știu de unde am căpătat-o, dar mi se pare atât de sofisticat și de frumos să porți satin. Și trebuie să ai grijă și un pic aici, ca și un mic pont. Asta s-a șifonat deja. Ca și un mic pont, trebuie să ai grijă ce fel de satin îți iei, pentru că cel foarte, foarte lucios arată foarte plasticos. Dacă găsiți cămăși de mătase, cu tot dragul, nu ezitați să le cumpărați, mai ales dacă sunt așa unii. Mie îmi plac foarte mult unii într-o singură culoare, fără printuri, pentru că reușesc să le combin foarte, foarte repede. În 5 minute maxim mi-am făcut o ținută, arată și foarte bine și nu-mi bat capul cu printul ăsta, oare merge cu pantalonia aia sau chestii de genul ăsta. Nu. Ei bine, am una neagră luată din second hand, care îmi place maxim aici la manșete, că sunt manșete din alea, o să vă pun eu clip, sunt manșete din alea care nu se închid și care atârnă așa foarte în trend în momentul ăsta. Nu știu ce brand este, pentru că este luat din second hand și nu are etichetă. Mai am două luate din outlet, de la Zara amândouă, una bej, crem,
mai mult, și una albastră pentru că sunt la fel niște clasici și merg, vor merge tot timpul, tot timpul. Adică le voi avea pe viață, așa sper eu, sau cel puțin mult timp de acum. O pereche de pantaloni, de data asta sunt din, nu piele, imitație de piele, cum aș zice eu, mușama. Pantalonii sunt din Zara, însă eu i-am luat dintr-un, are și eticheta, dintr-un outlet. Dar arată foarte, foarte, foarte bine. Vreau să vă zic că genul ăsta de pantaloni se întorc tot timpul, sunt un clasic și se întorc tot timpul în trend în perioada asta de toamnă-iarnă. Așa că dacă vreți să investiți într-o piesă care nu va muri pe veci, bine, va muri pentru că mușama asta în timp se va strica, dar piesa în sine este extrem de versatilă, merge cu, luată cu absolut orice. Vă recomand, dacă găsiți, eu am găsit, dar nu mi-am cumpărat și îmi pare rău acum, am găsit o pereche din ăștia de piele naturală într-un second hand și mi-a părut foarte rău că nu i-am luat, nici măcar nu i-am probat, eram pe fugă și n-am mai reușit să-i probez, dar credeți-mă că dacă găsiți în second hand o pereche din ăștia de piele naturală, este o investiție pe viață, pentru că îi garantez că nu o să se deterioreze atât de repede. Pe ăștia sigur nu-i găsiți, dar dacă găsesc eu în Zara, un modelul de anul acesta o să îl linkuiesc în descriere. Că stau să mă mai gândesc, cred că mai aveam câteva piese pe care voiam să vi le arăt, dar cred că este destul de lung oricum clipul ăsta. Așa că o să închei aici. Dacă v-a plăcut clipul meu și vreți să mai vedeți clipuri de acest gen, vă rog să îmi lăsați în comentarii informația, pentru că vreau să știu dacă să continui să fac astfel de hauluri. Și lăsați-mi în comentarii și dacă aveți propuneri de clipuri aici la mine pe canal, pentru că aș vrea să postez mai des și am lipsă de inspirații. Așa că până una alta, nu uitați că dacă nu mă urmăriți deja să dați subscribe, este foarte important pentru a mă susține. Nu uitați de like la clipul de față dacă vă place și nu uitați să dați follow și pe Instagram dacă nu mă urmăriți deja. Pup!